Alo, hi YouTube, eu sunt Cristi și am revenit cu episodul cu numărul 36 din Snake Survival, da. Și în acest episod I'm so fucking happy. Adică, serios, ați văzut aseară Steaua a bătut-o pe Ajax. Omul fă, deci credeam că fucking far la penaltiuri. Uhu, I'm fucking happy. Bine, și de asemenea am luat copacii de acolo și mai chestii de astea și bla 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 și mi-a luat piatra, dar a bătut steaua. What the fuck? Nu mă așteptam. Cât de stelist o-i fi eu, tot nu mă așteptam. Da, mă rog, deci am făcut aici un chest special pentru chestiile de Nether. Mă rog, chiar dacă obsidianul nu e de Nether, e pe acolo. Am aranjat toate astea în chesturi, așa. Da, mai găsit, am prăjit aerul și am mai găsit niște coal. Chestii de-astea, da, s-a prăjit sticla și am strâns ceva, o grămadă de piatră. E, bun. Și acum aia stați așa că parcă mai era ceva pe aici, dar ăsta o să fie un viitor chest cu dirt. Nu, 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 păcămiaș, nu arde, te rog, nu arde. Goddammit, n-am vrut. Puu, am murit. Ok, mai avem una acolo și nu mai avem alta, nu? Agamiaș. Hai bă, o oaie nu mai avem și noi. Apare nu. Da. Și întrebare, oile la ce vin? Adică stai că mai era oi pe acolo. Nu cred că ar fi o problemă. Ha, da, corect, stați puțin. Options. Așa, bun. Acum, înainte să continuăm și chestii de-astea, vreau să mă uit la o chestie. Deci în chestul cu astea, să vedem ce enchanturi am. Deci am un unbreaking 1. Un unbreaking 1. Un unbreaking 1. Protection 1, punch 2, respiration 1, protection 3, bun. Efficiency 2. Efficiency. Are mai un efficiency? Projectile protection, sharpness și smite. Smite, sharpness. Dacă aș avea ceva gen looting, ar fi perfect sau fire, ceva. Mă rog. Fu. Până una alta. Hai să luăm să... Cred că am destul level cât să pun pe ăsta un efficiency. Perfect. Gata. Acum o să mă mișc mai repede. Și da, asta se ia, eu să pun asta. Episodul 36. Încă 14 episoade în afară de asta până la pauză. Poate după ce... Unde dar ce dracu vreau? Ah, în piatra la mine. Doamne. Mamă, și astăzi la școală să vedeți ce le facem dinamoviștilor. De-abia aștept să ajung acasă. Practic e și weekend, ce poate fi mai bine de atât? Dacă ne aduce și testul la mate, a fost o săptămână perfectă aproape. Bun, deci, mă rog, un sfârșit de săptămână perfectă. N-a fost chiar așa o săptămână reușită, dar totuși. Deci, da, bătut steaua, e weekend și dacă iau, mă rog, n-am decât 3 ore azi, sau, mă rog, la 3 mă duc. Aveam 4, dar n-am chef de dirigenție. Deci. Hai să luăm așa. Aici, cum am zis, o să umplu cu piatră. Sau să umplu cu lemn. Cum ar arăta mai bine? Cu piatră și dacă e ceva schimb eu. Ah, bun. Sane, deci. Ar fi... Oh, uite, oaia acolo. Este. Nu mai trebuie să aducem alta. Și nu știu, adică... Bun, și acum vreau să vă întreb ceva. În legătură cu seria de Minecraft. Deci, din sezonul 2 mă gândeam să bag și ceva moduri, adică să bag acolo un mod 2 care să fie, nu știu, mai să adauge ceva în plus, da, să nu schimbe jocul chiar în halul ăsta. Uitați, spre exemplu, Better Dungeons. Ăsta l-aș băga pentru că ne, la un moment dat mai trebuie să mă duc și să explorez câte ceva și...
Better Dungeons ar fi foarte, foarte șmecher. Adică, nu știu, ar fi destul de ok. Sau, nu știu, Mo Creatures, dar parcă n-aș băga Mo Creatures, parcă prea adaugă multe chestii. Bine, Better Dungeons adaugă și mai multe, dar nu știu ce să zic, adică aș prefera Better Dungeons decât Mo Creatures. Voi ce ziceți? Ceva sfaturi, chestii de-astea? Bun. Așa. Deci, ceva sfaturi, idei de moduri? Sau aș vrea să mai pun Better Farming? Știu că chestia asta adaugă ceva chestii noi, adică o să adauge mulți copaci și căcaturi de-astea. Dar parcă pare ceva șmecher, adică cel puțin mie mi-ar conveni, plus că așa, în felul ăsta o să pot să fac rost mai repede de mere, pentru că cum am mai zis, cred, sau mă rog, zic eu că am mai zis într-un episod mult mai vechi, că aș vrea la un moment dat să strâng mere. M-ar ajuta extrem de mult chestia asta. Și, nu știu, alte moduri nu prea mai am idei decât Better Farming și Better Dungeons. Dacă mai aveți ceva sugestii, lăsați-le în comentarii și eu să mă uit să văd. Și poate chiar o să aleg ceva moduri dintre astea. Ah, frate. Mă întreb oare dacă bag Ether-ul, mai bine nu. Că pe urmă deja se schimbă prea mult. Și uite, pentru asta e bun pickaxe-ul cu silk touch. Poți să fii prost și să greșești, să pui strâmbă astea, că tot nu ai niciun stres. Bun. Acum să mai, hai să vedem. Deci, deci da. Deci nu mai știu ce am vrut să fac. A, da, bun, deci să iau, să pun la prăjit niște... Deci, practic, coal... stai așa. Dacă tot facem, măcar să facem să avem și să luăm două stacuri de sand. Mă rog. Stați așa, așa. Și așa, bun. De astea nu cred că am nevoie momentan. Și ăsta aici. Am aproape un stack de lână. Mă rog, forța steaua. Oh, doamne. Deci sunt somnolos, n-am dormit prea mult, dar sunt fericit. Așa. Hai să vedem acum, deci, ce ar mai trebui să fac. Să mă gândesc. Bun. Deci. Deci ar trebui să mai fac încă un etaj sau să las așa. Nu știu. Cred că ar trebui întâi să pun podeaua și pe urmă să văd ce fac. Bun. N-am ceva mâncare la mine? N-am. Apropo de asta, trebuie să mă duc să iau alea. A, da, și cum se... Deci, dacă știe careva cum se numea modul ăla care adaugă roșii, farză, căcaturi de-astea, să blase un tot așa în comentariu. Pentru că, deoarece fiindcă vreau să-l bag și pe ăla, că mi se pare că Better Farming nu adaugă nimic, ceva de genul, adaugă decât copaci. Ceea ce mi se pare destul de stupid. Bun, hai să vedem. Deci o să punem podea din uac. Așa. Și ne mai trebuie o lopată care e, care e aproape s-a dus dracu, deci hai să luăm, să mai facem vreo două.
Să luăm de aici bețe că avem. Bun. Deci, practic, așa. Și lopeți. Și cred că ar trebui că de curând să pun un enchant pe o lopată sau pe un topor, deci cred că o să pun pe topor. Da, corect, am uitat că e acolo de sub. Oh, genial, să vedeți ce mă chinui acum. Iar începem. Ah, oh, fuck. Tam, 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 tam. Dracu-i cu chestia aia acolo. Oh, clay. E ceva clay. Și vrea să mă duc să iau clay, adică... Și ce uite... Mă, tu ce faci aici? Ce faci? Și mai important, care ești? Ești... Kitty sau ești Snake Junior? Hai, vină după mine. Vină cu aia. Hai, băiatul sau fetița. Hai, vină cu aia. Hai. Hai la tata. Hai. Snake Junior, nu mai tu faci probleme. Vino mă încoa. Vino. Ce pana mea stai acolo? Hai. Oh, trebuie să te împing eu. Așa, stai acolo. Bun. Pam, pam, pam. Pam. Pam, pam. Hai, mai departe. Oh, goddamn, ce o să urăsc chestia asta. Ca de obicei, trebuie să fac eu ceva greșit. Adică, sincer, nici nu mi-am dat seama când am pus podeaua prima oară. Stai să mă uit. Cam cât așa e. Cam, cred că vreo jumătate podea. Mă, dacă jumătate podea pot să o pun frumos, e perfect, da. Măcar jumătatea aia să fie așa. Hai să vedem. Momentan vreau să văd în care, cam pe unde vine chestia asta. Da, deci chestia asta cam cea de genul jumătate. Deși pare că porțiunea unde o să trebuiască să pun peste apă e mai mică, deci e destul de ok. Și m-am făcut și o să fac câte ceva de-astea. Graver, nu! Da, fuc. Nu, nu! De ce dracu stai tot aici? Nu, 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 nu! L-aveau sabie de iron? Aparent. Și aparent nu mai e nimic pe aici. Ha! Ce dracu e? Corect. Aici au bubuit niște creeperi. Ne. Bun, hai să... Nici nu vreau să știu. Silk touch, hai. Și uite, așa facem și... Coal. Și deja pot să zic că am ajuns destul de OP, adică dacă stau să mă gândesc bine, am uitat să pun copacile, că mă duc și până acum. Dacă stau să mă gândesc bine, deja din, să zicem, 5 diamante putem să facem chiar și, nu știu, maximul ar fi 25, de să zicem, deci din 5 diamante putem să facem în jur de 15, 17, așa, ca aproximare, putem să facem un stack de coal rapid de nimic, mă rog, depinde și de bulan, având în vedere că e ăsta Fortune 2, mai greu să facem noi 20 de diamante din 5. Ah, fac. Nu știu ce a avut. Dar... Hai, nu-i bai. Ok, hai să luăm să mâncăm ceva. Știi, cred că ar trebui să mai iau astea din când în când. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam.
Om, nom, nom, nom. Mă rog, hai să vedem, deci. Bun. Și în sezonul 2, cum ar veni așa, I'm a fucking genius. Deci cum ar veni din sezonul 2, cum ar veni episodul 51, vreau să merg pe insula aia unde am găsit acolo cu animale și chestia de să mă apuc să fac fermă, fac și acolo o casă, ceva. Nu de alta, dar vreau la început să-mi fac aici casă și tot să construiesc tot ce vreau să fac, așa. Și zic eu că 14 episoade o să-mi ajungă să termin tot. Ah, cool. De ce recomand o dată trecută când am nivelat? Oh. Ah. Parcă, nu, parcă pa, nu pe aici am nivelat, nu? Aha. Interesting. Sau, mă rog, am nivelat și pe aici, dar nu chiar toată partea asta. Deci, cred că n-am dat de el mai degrabă decât să zic că am sărit cu vederea. Tam tam tam. Cademe, sunt plictisit. Și am așa o energie. Pam pam. Hai să săpăm pe aici mai întâi. Și să punem și podeaua. Sau măcar... Oh, iron! Bun, bun, bun. Are fucking kidding me! Oh! Ceva peșteră și ciupercuțe. Uite ciupercuța. Mamă, dar sunt ceva ciupercuțe paci. Bine, ale dracu cresc, s-au mulțit foarte, foarte. Da, hai să plecăm. Și am și lag, ca de obicei. And I don't fucking know why. A, dar și încă o chestie, eu nu știu, mă gândeam să nu mai fac upgrade la calculator momentan și doar și vreau să-mi cumpăr un microfon mai bun, pentru că momentan calculatorul meu poate să ducă seriile și chestii de astea și să-mi iau în vară calculatorul să căcat. Așa. E că mie mi-ar conveni să-mi iau mai degrabă acum un Blue Snowball de nu știu, de pe Amazon și pe urmă să-mi iau în vară să mai strâng niște bani și să-mi fac calculatorul mai puternic. Și mai puternic decât vreau să fie, de fapt. Bun, și mai am încă o de asta, o lopată întreagă, nu-i problemă. Să nu mai cad eu în vreo groapă, asta ar fi singura problemă. Că la cât de... Ne. God damn it. I'm a genius. Bă, măcar am făcut înapoi ceva... Ceva dar... Și știi, cred că pot să-mi permit să pierd asta. Adică, până la urmă, doar mă duc și iau alta, nu-i problemă. Iau altă piatră, vreau să zic. Mă rog, oricum, deci pun partea asta de podea. Și pur mă duc să văd cum merge pickaxe-ul cu efficiency. Și pur mă închis și episodul și chestii de astea, bla 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 bla. Bun. Pam pam. Pam pam pam. Și chiar ar trebui să-mi iau niște dirt, adică, nu știu. Știi ceva? Las-o așa. Uite acolo niște iron. Și mă duc după el. Bă. Nu știu. Așa, bun. Hai să luăm iron. N-am ce am ceva torțe. Surprinzător. Am. Stai. Adică nu contează. Decât 4 bucăți. Și e și noapte. Chestia asta nu prea îmi place. Deci hai să mă duc să mă culc prima oară. Te rog, spune-mi că nu s-au spawnat mobi încă și nu s-au spawnat. Deci e perfect. Spawnat. Și vreau să mă duc să caut niște mult clay. Ceea ce o să dureze o groază, având în vedere cât de greu se găsește. He, chiar mi-ar plăcea să merg chestia cu siltaciu și la clay. Îs, doamne, cu siltaciu, cu... Forgen. Sau merge.
Mă duc să iau un bloc de clay cu fortune. Deși nu cred că... așa, dacă ar fi, toată lumea ar putea să se folosească de el, adică... face așa la infinit. Iei un bloc de clay, îl spargi, mai faci un bloc de clay, îl spargi iar și... și tot aia, pormă faci două și... așa faci pămoca, cum ar veni clay. Oh, am uitat să iau ăsta, crawl-ul. Nu e problemă, îl luăm acum. Pam, pam, pam. E ceva crawl aici. Și văd că mai e. Asta a fost tot. Am făcut și noi un stack. Aproape. Bun, bun, bun. Bun, deci să mă gândesc ce trebuie să mai facem până una alta. Deci, să facem casa, să terminăm casa, de fapt, să fac chestia aia, ferma de oi, să ce? Grozav. Nu, nu vreau de asta. Deci, să fac ferma de oi. Să termin casa. Și... a, da, să termin stâlpul zidul ăla. Pe care cred că o să-l termin. Și chestia aia de acolo. Să mă duc în Nether să găsesc ceva blaze-uri. Fortăreața am găsit-o. Blaze-uri ne mai trebuiesc. Să pune enchant pe armură, pe un topor și pe o lopată. Ceea ce înseamnă că iar o să mă duc să stau ca dobitocul la spawnerul ăla de zombie. Mă rog, hai să mă duc să mai iau ceva lemn. Să termin chestiile astea așa, să... bă, cred că o să fac ceva aici, nu știu, să arate mai frumos. Și în partea asta, la fel, oricum trebuie să fac să arate bine toată chestia asta. Pam, pam, pam. Ce dracu vedeți aici? A, da, pentru lemn. Așa. A, trebuie să fac niște foarte mult lemn. Pentru că deoarece fiindcă avem nevoie. Mă, de fapt, știi ce e? Avem COVID, așa, punem asta aici. Long gravel-ul pe care îl punem aici. Avem ceva gravel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stacuri aproape. Așa, să fie mai organizate. Și asta e puțin, dacă tot ocupă spațiu inventar degeaba. Bun. Hai să lăsăm, uite, asta, asta și asta pe aici. Și astea aici. Hai să lăsăm și dirt-ul, să nu ne mai cărăm cu el degeaba. Și astea. Să iau ceva mâncare ca lume. Hai că iau morcovi. Așa. Bun. Hai să lăsăm și ciupercile. Și cred că o să fac o chestie să se mulcească ciupercile. Și mai am nevoie și de una de aia altă albă, mă rog, de care dracu fi. Cred că am pe aici. Și nu, n-am. Oh, am ceva clay. Da, chiar, hai să încerc ceva. Ok. Facem un bloc de clay. Și îl punem aici. Și acum dăm cu fortune. Na, top 4. Mai încercăm o dată. Pam, pam, pam. Ne, top 4. Ok. Deci, nu merge. Deci trebuie să căutăm ca nebuni acum. Clay. Așa. Bun. Clay. Nu avem ciuperci. Așa.
Mă rog, hai să mergem. Tam, tam, tam. Pam, pam, pam. Bun. Așa. Chestia asta, deci după ce umplu partea asta, partea alaltă o să umplu eu. Off-camera, că ne, nu cred că vreți să stați să vedeți cum mă chinui să pun o podea. Bun. Și cam ce vreau să fac eu în sezonul 2? Deci, vreau să... Mă rog, bine, știu că abia sunt, încă nu s-a sfârșit sezonul 1, dar vreau așa să fac niște idei scurte și... chestii de-astea. Deci, o să vreau să fac în partea aia pe insulă ferme și casă, case de-astea, să fac apoi nu știu, deci să fac case, pe urmă vreau poate să mă duc să găsesc end-ul, sau măcar portalul către end. Poate, poate ba și dragonul dacă un pic că enchanturi bune pe astea, pe un arc și pe armură. Și o să trebuiască să mă duc cu un piston la mine, pentru că vreau să iau și ouă, vreau să fac... De ce n-am uitat să las lemnul alb. Știam sigur că o să mă încurce. Bun. Și dacă tot o să băgăm și moduri, vreau să fac și fermă de pomi fructifer, cum ar veni. Dacă bag moduri, dacă nu, las așa. Mă rog. Relativ vanilla cu race minimap și cu inventory tweaks. Da, nu cred că mai am alt mod. Mai am Optifine-ul, dar ăla nu prea se pune, că nu schimbă jocul propriu zis. Decât că merge să dau zoom. Și... merge, adică nu știu cum ar veni, lasă să pot să-mi pun texture pack-uri, dar nu prea folosesc eu texture pack după cum o puteți observa. Parcă am folosit pe la început. Mă rog, deci jumătate de podea, mai bine de jumătate de podea e pusă. Bun, acum hai să vedem cum merge nou pickaxe cu silk touch. Și să vă arăt și cât am minat, am ajuns de la nivelul 30 ceva, tăceți și voi. Pam, pam, pam. Oh, God damn it. Bun, uitați, deci, aha, merge bine. Nivelul 31. Când o să ajung pe la nivelul, nu știu să zicem, 20, 18, așa, o să mă opresc în cazul în care găsesc ceva diamante să nu le iau off-camera, sau să ziceți că mai știu eu ce. Bine, de fapt, nici nu cred că ar fi foarte posibil să mi le dau decât în cazul în care aș băga ăsta too many items-ul, mi-aș da diamante și apoi aș ieși. Adică, și doamne, nu mai știu să vorbesc, că l-aș scoate. Ceea ce nu cred că o să se întâmple. Bun. Da. Așa, hai să mergem înapoi și te rog spune că am o scară la mine, da? Bun. Deci, așa, ați văzut groapa asta cât de mare. Bă, nu știu, aș face ceva din ea, dar în primul rând am făcut-o și strâmbe, cam ciungă, adică uite așa, și grop și chestii de-astea. Și nu prea știu eu ce aș putea să fac din ea, decât să o astup după aia. Bun. Un stack și... Dar, mă rog, cam asta a fost tot până data viitoare. Eu am fost Cristi, nu uitați, dați like, comment, subscribe și o să mă duc să schimb aia podeaua, mă duc mai strâng ceva piatră, poate termin și eu în sfârșit căcatul ăla de acolo, așa, și trebuie să prepar asta. Bye, bye!